Bine v-am regăsit la Atelierul de Cultură. Sunt Corina Lirca și vă propun azi o discuție despre un bestseller internațional, Cartea Femei care aleargă cu lupii, de Clarisa Pincola Eșteș publicată pentru prima oară în 1992, dar tradusă în limba română și publicată la editura Niculescu abia în 2017. Majoritatea cărților ne aduc relaxare, divertisment și evadare. Există și cărți din care învățăm ceva esențial pentru felul în care ne administrăm viața, motivându-ne să schimbăm conștient aspecte ale personalității noastre și ale stilului nostru de viață. Din când în când, însă, descoperim cărți care ne zguduie din temelii, ne îndeamnă la introspecție, la examinare profundă a propriei vieți, într-o lumină nouă, pentru ca, în final, să genereze o transformare radicală în noi și să ne conducă spre o viață mai bogată spiritual și mai plină de sens. Aceasta, cred că este și menirea cărții Femei care aleargă cu lupii. Am bucuria de a discuta despre această carte profundă, revoluționară și provocatoare împreună cu colega mea, Andreea Coicio, lector la Facultatea de Economie și Drept. Bine ai venit în studioul UMFST, Andreea. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație, Corina. Încep prin a ne declina competențele, remarcând faptul că două cadre didactice universitare, o juristă și o filoloagă, se întâlnesc să discute cu mare entuziasm despre o carte de psihanaliză. Cu toate acestea am încredere că dialogul nostru este justificat dincolo de pregătirea profesională, iar lectura acestei cărți de asemenea, pentru că femei care aleargă cu lupii este o carte magnetică cu care orice femeie, indiferent de vârstă și de profesie, poate rezona profund. Uh, întâlnirea uh, cu această carte este în sine o poveste, de aceea am să încep uh, prin a te întreba cum ai ajuns să o citești și mai ales care a fost impactul ei asupra ta uh, pentru că tu ai ajuns să recomanzi această carte și altor femei. Am ajuns să o citesc greu, <laughs> cred că m-a ales ea pe mine înainte să o aleg eu pe ea. Uh, am tot urmărit o pe pe librăriile online o lungă perioadă de timp. Uh, trebuie să recunosc că m-a intrigat și uh, numele autoarei, pentru că îmi um, suna cumva ciudat uh, uh, alăturarea a două nume care vin din două culturi extrem de diferite. Uh, după ce am achiziționat o asta destul de mult timp în uh, biblioteca mea, Um, am tot răsfoit-o, mi s-a părut, am, tot am spus, haide, o să încep să o citești, în momentul în care termin o altă lectură. Uh, în momentul în care am început însă să, să o citesc, uh, foarte greu am mai pus-o deoparte, chiar dacă nu este cea mai facilă lectură. Uh, și am ajuns să o recomand tuturor femeilor, <laughs> recunosc că doar femeilor, nu și bărbaților, dar poate că asta se va schimba pe viitor. Cu succes, uneori o recomand, o și împrumut, exemplarul meu îl împrumut prietenelor, uite ea citește cartea asta și povestim, povestim după aceea. Deci pentru mine a devenit um, o carte de referință. Da, la fel și pentru mine, trebuie să recunosc. Cine este autoarea Clarisa Pincola esteș? Am să încep... Um, prin a uh, menționa cu ce se ocupă și după aceea puțin despre trecutul ei, mi se pare foarte interesant și foarte pitoresc uh, viața ei așa în general. Uh, ea este autoarea este un uh, psihanalist, jungian, uh, poetă și povestitoare, dar uh, ea folosește alte cuvinte, spune cantadora sau Meshemondo. Cantadora din uh, uh, limba familiei ei uh, originare, uh, Meshemondo din familia adoptivă, respectiv din limba maghiară. Uh, ea are un doctorat pe o uh, specializare, zic eu, exotică, așa o consider <coughs> eu, uh, și anume etnopsihologie clinică, sună așa foarte uh, neobișnuit și rar. Care e, de fapt, o combinare între psihologia clinică și etnologia, punându-se accentul pe studiul psihologiei grupurilor și, în particular, a triburilor. Ea s-a născut într-o familie mexicană, spune foarte temperamentală și pasională, prin definiție, fiind adoptată la o vârstă destul de fragedă de o familie maghiară. Da, de aici numele Esteș. <laughs> uh, și spune ea: O familie foarte vulcanică. Ei, pe lângă bagajele acestea culturale, destul de diverse și diferite, și dacă ne raportăm strict așa, ca și localizare geografică, ea a copilărit în, într-un orășel din zona Marilor Lacuri din Statele Unite ale Americii era foarte aproape de zona de graniță cu Mexicul, deci a fost expusă și culturii specifice și spune ea, a fost cumva binecuvântată, să aibă în prejurul ei, fie în familie, fie vecini, fie cunoștințe, din toate, aproape toate zonele lumii, mi se pare fantastică asta și mi-am și pregătit aici câteva țări pe care chiar ea le numără. Ungaria, Germania, România, ca să vezi, da? Iugoslavia, Serbia, Croația, Rusia, imigrați din zona de Asia, familii uh, afroamericane și indienii din America. Și atunci bagajul acesta, toate aceste uh, culturi de la care ea a auzit povești, i-au determinat, zic eu, în mod categoric traiectoria profesională ulterioară și Uh, rezultatul acesta fantastic despre care povestim astăzi. Da. În ce categorie de cărți trebuie să încadrăm rezultatul acesta fantastic? <laughs> uh, M-am gândit uh, și eu la o încadrare, trebuie să recunosc că am și căutat informații pe această temă. Uh, eu n-am considerat -o ca o carte de psihanaliză, un mod interesant, nici ca o carte pe studii de gen, mi se pare o îmbinare între toate. E o carte științifică, dar în momentul în care adaug și povestea, parcă o duci în zona literară, cumva parcă. Uh, am văzut păreri, am citit păreri potrivit cărora e o categorie nouă, ar trebui să fie uh -huh. o categorie nouă. Dar sincer, eu personal nu înseamnă că nu există, dar eu n-am mai citit nimic de genul acesta, ca și stil de a scrie, și atunci cred că ar fi singur în categoria ei. Poate că mai există lucrări similare, sigur că nu putem să citim tot, dar eu una n-am mai citit nimic de genul acesta. Și te captivează cumva cu povestea, după aceea vine cu partea de psihanaliză, deci e o îmbinare între cele două în esență cred. Da, și o îmbinare între cele două competențe ale ei, pentru că ea este o povestitoare da. născută și a devenit și psihanalist. Da. Um, titlul acestei cărți este Femei care aleargă cu lupii, povești și mituri ale arhetipului femeii sălbatice. Este destul de evident din titlul ce cuprinde lucrarea, dar să, să clarificăm ce cuprinde de fapt această lucrare? Ca un rezumat foarte scurt, aș spune că e o colecție de experiențe ale femeii în care, pe care le relevă cumva autoarea prin folosirea poveștilor. Nu este chiar o carte de povești, ci mai degrabă prezintă ciclurile vieții unei femei, uh, diferitele uh, provocări. La care este expusă pe parcursul vieții, și folosește instrumentele pentru a, a diseca puțin aceste experiențe și pentru a veni câteodată și cu eventuale soluții. Da, are 16 capitole și, pe rând, ea abordează, a, explorează intuiția, creativitatea, iubirea, relațiile, furia, iertarea și altele. Trebuie să remarcăm și calitatea științifică a lucrării. Da. Da, cu siguranță menționam mai devreme uh, îmbinarea aceasta între partea de psihanaliză și de folclor, dacă vrei, de basme, de povești, dar este, uh, cred că dificultatea cărții vine tocmai din calitatea științifică. Mie mi se pare că nici o frază, nici o propoziție din carte. Nu este scrisă în mod ușoratic. <laughs> nu este scrisă fără să fie foarte abundă de informație orice frază. Putem să facem un exercițiu oricând, să deschidem cartea la orice pagină, să citim o frază, oricare ar fi ea, să o rupem din context și este plină, este foarte bogată. Dar ea a și fost scrisă, autoarea la final menționează aceasta în postfață, că a scris-o pe parcursul la 25 de ani. Da. Uh, și atunci e o muncă fantastică în spate, și asta se simte. Se simte foarte clar. Da. Ea, de fapt, vorbește despre un proiect mult mai amplu din care această carte face parte. Proiectul ar avea 2200 de pagini și 5 volume, iar acesta este doar primul volum cu aproximativ 20 de povești. În condițiile în care ea discută 100 de povești, toate alese cu mare grijă pentru. A, re, pentru a face femeile să rezoneze cu uh, această metodă de, de psihanaliză și de accesare a psihicului feminin, uh, îți propun în continuare să punctăm împreună câteva dintre ideile și conceptele cheie ale cărții, și aș vrea să încep cu. Um, un aspect pe care el menționează chiar la începutul cărții, și anume necesitatea unor săpături ar, psihoarheologice uh, în cazul fiecarei femei. Da. Um, asta e o idee, cumva, care se dezvoltă pe parcursul, uh, pe parcursul cărții. Uh, de ce ar fi nevoie de această muncă? Pentru că. Autoarea cumva uh, nu detaliază extrem de mult, dar de la bun început uh, spune că femeia s-a îndepărtat destul de mult în prezent de ceea ce ea numește femeia sălbatică, respectiv de arhetipul acela ancestral feminin. Uh, de ce? Pentru că asta este cultura în care trăim, este una predominant uh, masculină. Uh, aceste concluzii ale ei cred că trebuie să le punem și în contextul istoric în care ea a copilărit. Ea spune că în perioada în care ea era copil, femeile nu prea aveau voie să scrie, pictura femeilor nu era foarte apreciată, nu aveau voie să danseze pentru că dansul era asociat poate cu o moralitate mai puțin dezirabilă la acel moment, părinții care poate își maltratau copiii erau considerați severi și femeia, fata bună, era cea foarte acoperită și cu gura închisă, adică fără foarte multe păreri. Uh, poate că noi deja nu mai rezonăm atât de bine cu modelul acesta cultural, cu siguranță că anumite lucruri s-au schimbat în prezent, dar cred că e important să vedem de unde, care este bagajul ei, să spunem așa, din perspectiva trăirilor și a sentimentelor. Ea a fost cumva, ea spune că a trecut printr-o perioadă în care s-a cocoțat pe tocuri și uh, se aranja foarte mult. Dar pe de altă parte subliniază chiar în primele pagini, destul de detaliat, copilăria foarte apropiată de natură pe care a avut-o. Faptul că privea stelele, înnota în apa râului, o copilărie pe care noi poate astăzi nu prea reușim să o mai reproducem. Dar cred că această îmbinare între experiența acelor timpuri istorice și culturale, cu viața aceasta relativ liberă și cred că un pic băiețoasă pe care a avut-o, explică rezultatul acesta. Spuneai de o poveste care ți-a plăcut foarte mult da. și pe care ai vrea să o împărtășești. Da, e o poveste care e scurtă și m-am gândit că e foarte potrivită pentru a. Uh, Puncta acest moment uh, e o poveste care spune ea aparține unui unchi de origine maghiară pe care îl cheamă Vilmoș uh, și spune așa povestea dacă îmi permiți o citesc, e foarte scurtă și mi se pare că totuși în prezent foarte, foarte pertinent uh, creionează statutul femeii și nu numai, poate și spune așa povestea, se duce un om la un sobo, la un croitor ea folosește frecvent uh, cuvinte din limba maghiară și probează un costum. Tot sucindu-se și învârtindu-se cu el în fața oglinzii, vede că partea dreapta veste e mai lungă. O, oh, asta o rezolvăm imediat, spune croitorul. Trageți partea mai scurtă cu mâna stângă și nu o să bage nimeni de seamă. Clientul face cum i se spune, dar observă altceva. Reverul hainei, în loc să stea drept, se răsucea puțin. O, oh, asta se miră croitorul. Asta e o nimica toată. Înclinați un pic capul și presați-l cu bărbia. Clientul face întocmai, dar constată că pantalonii aveau turul prea scurt și chiar îl jena puțin. O, oh, dar asta nu e o problemă, liniștește croitorul. Trageți-l în jos cu mâna dreaptă și va veni perfect. Clientul nu mai are nicio obiecție și cumpără costumul. A doua zi, omul nostru își pune costumul cel nou, ajustându-l cu mâinile și cu bărbia, da? deci ne-l putem imagina cam cum arăta. Și cum mergea el așa prin parc, ținând reverul cu bărbia, trăgând turul pantalonilor cu o mână și vesta cu cealaltă, doi bătrâni uh, își întrerupseră răjocul de dame ca să-l privească. miște în Dumnezeule, exclamă unul din bătrâni. Ia uite la bietul infirm. Celălalt tu o clipă, se gândi și apoi murmură. Da, sărmanul, dar știi ce mă întreb? Unde o fi găsit un costum așa de frumos? <laughs> da, deci iată... Contează prea puțin că este infirm, cum este el în interior, cum este femeia în interior, contează cum arată. Este frumoasă, este îngrijită, este elegantă. Societatea asta vede și nu se întreabă ea cum stă în interior, cum prinde cu bărbia și trage cu o mână turul pantalonilor sau ce știu eu ce acrobații mai, mai folosește ca să reușească să. Creezi această persoană până la urmă. Da. Și să fie acceptată în societate, să se alinieze la tiparele pe care societatea da. îi, le, îi le propune. Da. Pe mine m-a fascinat un aspect pe care l-a zis Eșteș, l-a scris Eșteș în carte, și anume că în cabinetul ei de terapie vin femei care încep așa. Cum să spun? Nu mi-e nici rău, nici bine. Femeile simt acest dor, acest alean și această chemare spre a-și găsi esența în interiorul lor. Um, și cred că acum a venit momentul să clarificăm ce înseamnă acest arhetip al femeii sălbatice și de ce face ea această stranie asociere între femeie și lup. Um, E, de fapt, foarte simplu. Ea uh, folosește cuvântul sălbatic în sen într-un sens original până la urmă, adică natural, instinctual. Nu în sensul în care trebuie să recunosc că și eu folosesc cuvântul sălbatic cu sensul ăsta mai peiorativ de o persoană lipsită de control sau o persoană care are nazuri, care are așa un comportament să zicem mai excentric. El folosește în, în sensul acesta. Sălbatic înseamnă natural, bazat mult pe intuiție, pe instinct. Pentru că femeia sălbatică de fapt asta e. o o persoană foarte creativă, o femeie creativă, foarte intuitivă, care se bucură de ceea ce trebuie să se bucure, care are foarte multă forță și vigoare. Și aici vine și partea de asemănare cu lupul. Foarte interesantă mi s-a părut, pentru că lupul e un animal care fascinează, zic eu. Sunt multe alte animale, mai ales în folclorul și al nostru. Lupul cred că are așa o aură. Exact, are o aură și o, o chestiune de mister, nu? Parcă da. de mister. Uh, și atunci ea spune că foarte multe uh, trăsături psihologice apropie lupul, de, lupul sănătos de femeia sănătoasă. Pe de-o parte, o vigoare deosebită, curaj deosebit, uh, un spirit jucăuș, pentru că lupii se joacă o, um, o, o um, emoții deosebite sau un atașament deosebit pentru parteneri, pentru uh, pui, pentru copii, pentru grupul din care face parte. Um, o gingășie totuși, nu? Un spirit uh, observa observativ. Și lupul ce face? De multe ori îl urmărește. mai Înainte să-l vezi, el deja te-a urmărit și știe foarte multe lucruri despre tine. Și atunci ea spune că Femeia, dacă... Ea are și o descriere destul de lungă, acum nu este momentul să o parcurgem, dar este în carte, de simptome la care femeia trebuie să fie atentă ca indicatori al unei îndepărtări de femeia sălbatică. Dacă este plictisită, spre exemplu, dacă simte că nu mai are timp pentru nimic. Ți le spun asta pentru că eu m-am regăsit în ele. Da, da dacă nimic nu mai încântă, nu mai are așa o forță interioară, dacă nu se preocupă, nu știu, toată ziua face curățenie, este foarte preocupată de job, sunt niște indicatori că femeia s-a îndepărtat de femeia sălbatică și atunci ar trebui, dacă își dorește să fie sănătoasă, sigur că până la urmă nu există o rețetă universală și poate este fericită femeia așa cum este, ar trebui să încerce câteva modalități prin care să se apropie de, de femeia sălbatică. Pe care, dacă mai îmi permit, că mi se pare frumos, așa să punctez asta, ea spune că uneori femeia sălbatică ni se arată și o percepem pentru scurte momente. Spre exemplu, spune ea, când femeia este însărcinată, când alăptează, a, ea simte ceva și nu știe ce este acel ceva. Ea spune, da, aia este femeia sălbatică, ăla este arhetipul despre care ea povestește. Când, nu știu, avem, vedem o priveliște deosebit de frumoasă care cumva îți, îți, rupe respirația, stai respirația, iar sunt momente în care femeia sălbatică ni se arată. Și a spune, trebuie doar să fim atente la acele momente și să o urmărim cu mai mult curaj. Da. Orice femeie poate să învețe cum să își regăsească în interiorul ei acest, această femeie sălbatică citind această carte sau mergând la psihoterapie. Cum folosește eșteși uh, povestea în psihoterapie? Mie mi s-a părut foarte interesant. Acum, cum ai precizat de la bun început, nu suntem experte în sfera aceasta, dar eu una n-am mai auzit de poveste ca instrument uh, psihoterapeutic. Uh, ea spune că povestea și uh, într-adevăr eu am avut, am văzut cumva povestea până acum ca ceva copilăresc, ceva uh, cu scop de divertisment și cred că așa percepe mulți povestea. Nu cred că stăm să le analizăm din perspectiva semnificațiilor mai profunde. Și ea spune de fapt că poveștile acestea sunt foarte încărcate de înțelepciune ancestrală și că Îți pot oferi niște modele sau niște cărje um, cârje de sprijin pentru a depăși dificultățile existenței. Până la urmă, ea încurajează, ea spune că cu pacientele ei le încurajează să și creeze propriile povești. Poate că pare ciudat, nu ne gândim, nu, asta e o carte de povești, înseamnă mm -hmm. că poveștile sunt gata scrise, cum să scriu eu povestea mea? Dar um, se poate lucra pe asta. Eu, spre exemplu, am făcut un astfel de exercițiu și, pornind de la o carte de tarot, a care am tras-o, am, mi-am creat o poveste. Și încurajez un astfel de exercițiu pentru că e foarte interesant ce poveste vom crea și după aceea să vedem dacă găsim similitudini cu propriile noastre vieți. Deci, putem și noi să facem asta, oarecum, la un nivel mai uh, laic. Like. Da. Pentru că ne apropiem de final, aș vrea să te rog să ne citezi ceva ce ți-a plăcut în mod deosebit în această Sigur. carte. Mulțumesc! Uh, am să mă duc pe partea de, uh, de final, unde ea vine cu niște încurajări, să spunem așa, pentru femeie, spunându-ne cum să ne apropiem de femeia sălbatică din noi. Uh, și ea spune așa, slujiți vă de iubirea voastră, de bunele voastre instincte pentru a ști când să mărăiți, când să atacați, când să o loviți, când să distrugeți, când să vă retrageți, când să urlați până în zori. Pentru a trăi cât mai aproape posibil de sălbaticul, feminin, femeia trebuie să scuture mai des din cap, să aibă mai mult flair, să fie mai creativă, să fie mai expansivă, să-și ofere mai multe momente de solitudine, să stea mai des în compania femeilor, să ducă o viață mai naturală, să-și afunde mai mult mâinile în pământ, să ardă mai mult, să știe să gătească mai bine idei și cuvinte. Trebuie să se recunoască încă mai mult ca sora celorlalte femei, să semene mai mult, să-și apere mai mult rădăcinile, să fie mai înțelegătoare față de bărbați, să-și revoluționeze și mai mult anturajul, să iubească mai mult poezia, să mărie mai mult, precum lupii. Un îndemn extraordinar. Eu cred că dacă o femeie ajunge să trăiască la modul acesta, trăiește o viață minunată. Cu siguranță. Facem și noi tot ce putem să ne apropiem, să respectăm Sfaturile. <laughs> Sfaturile, da. da. Mulțumim da. pentru această recomandare de carte, Andreea. Mulțumesc Andreea. mult pentru invitație. Mi-a făcut plăcere. Și nouă. V-am recomandat azi o carte remarcabilă, cu un discurs complex, înțesat de simboluri, o carte care incită la introspecție, un instrument de dezvoltare personală și lucrare spirituală care onorează sufletul femeii pentru a-și atinge potențialul, pentru a-și construi o viață vibrantă, plină de energie, pasiune, creativitate și înțelepciune, fiecare femeie are nevoie să regăsească înăuntrul ei femeia sălbatică, să parcurgă drumul către sine, trecând printr-un proces interior amplu și accesând străfundurile psihicului feminin prin intermediul poveștilor adevărate hărți inițiatice. O lectură obligatorie pentru fiecare femeie. Lecturați pe îndelete și porniți în căutarea propriului suflet, urmărind lumina acestei cărți. Noi ne revedem peste două săptămâni cu o nouă recomandare de carte. Până atunci, lecturi utile și savuroase. Vă doresc la revedere!